Urmăriți Sinteza Zilei, sunt informații de ultimă oră din toate zonele. Avem în momentul de față măsuri dure împotriva unor oligarhi. Pe de altă parte, în această seară, doamnelor și domnilor, veți vedea un raport al serviciilor secrete americane despre Vladimir Putin și despre sănătatea lui mentală și cred că toate aceste lucruri, pe lângă celelalte informații care vin de pe linia frontului, sunt extrem de importante. La Kiev, în această seară, s-au auzit bombe, s-au văzut bombe, le vom relua, rachete care au putut fi filmate. E îngrozitor să vezi genul acesta de imagini. Au fost lansate mai multe astfel de rachete și urmărim toate locurile care sunt în momentul de față cel mai posibil sub atacul rușilor. Dorința de a încercui Kievul este una dintre informațiile acestei seri despre care am mai vorbit și în alte rânduri. Ni se alătură în acest moment Mircea Badea. Bună seara! Bună seara! Bun. Hai să dăm informația de breaking news. Atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană instituie noi sancțiuni foarte dure împotriva unor oameni din cercul apropiat al lui Vladimir Putin, oameni cu averi uriașe. O să vedem cât au pierdut în aceste zile de când a început războiul și cine sunt persoanele care în acest moment sunt sub sancțiuni. Andreea Sava, despre ce e vorba? Deci este o decizie de ultimă oră a Consiliului Uniunii Europene pentru 26 de persoane plus. Pentru prima dată avem, pe lângă cele trei bănci inițiale, și o companie de asigurări în domeniul gazelor, dar, mă rog, Gas Industry Insurance Company, SOGAZ, dar care a fost sancționată pentru că a asigurat construirea podului care a făcut legătura cu Crimeea. Deci avem așa, sunt 10 oligarhi pe această listă de 26 de persoane. Inclusiv l-au pus din nou pe Ghenadi Timchenko, probabil să se asigure că nu l-au uitat prima dată, că era și printre primii trei. Apoi, politicieni, că am făcut așa o... Separare. M-am uitat cine sunt. Patru politicieni, Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, plus trei miniștri, inclusiv ministrul transporturilor, ministrul turismului, plus primul deputy speaker al Consiliului Breaking news. Doamnelor și domnilor, în momentul de față Reuters dă o informație extrem de importantă. Știți foarte bine că președintele ucrainean a cerut ca țara sa să adere de îndată la Uniunea Europeană. Iar în acest moment vine răspunsul a 8 șefi de stat și de guverne. Atenție! Șefii de stat din 8 țări din Europa Centrală și de Est au cerut luni tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să acorde Ucrainei rapid, imediat, statutul de candidată la Uniunea Europeană. Potrivit unei scrisori deschise publicate de Reuters, România nu se numără printre țările semnatare. Atenție! Șefii de stat din Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia și Slovenia cred că Ucraina merită ca să fie candidat pentru a intra în Uniunea Europeană de îndată. Țările semnatare, așa cum v-am spus, în momentul acesta cer acest lucru tuturor celorlalte țări. Îl avem aici pe domnul Cristian Bușoi, care este europarlamentar. Întrebarea este, credeți că și celelalte țări vor face același lucru? Din ce știu, România a declarat că susține ideea ca Ucraina să aibă o perspectivă europeană. Evident, solidaritatea față de Ucraina este foarte mare. Procedura este ca, odată depusă cererea la Consiliu și a fost acea cerere semnată de cei trei în frunte cu președintele Ucrainei, Consiliul să informeze statele membre, să informeze Comisia Europeană și dacă există unanimitate în Consiliul Uniunii Europene, deci toate țările trebuie să fie de acord, se acordă statutul de țară candidată. După care începe un proces lung negociere pe cele 35 de capitole. În momentul în care Ucraina devine țară candidată, în momentul în care ce a făcut Zelenski, și vreau să vedem imagine, mi s-a părut foarte tare astăzi această mișcare, a zis, domne, noi vrem să fim membri ale Europene, știm foarte clar că dacă Ucraina devine țara membri europene, în momentul respectiv Rusia nu mai are un conflict cu Ucraina, ci cu Uniunea Europeană. Și faptul că aceste țări s-au grăbit să dea răspunsul, și sigur că există și întrebarea, domnule Bușoi, de ce nu se află și România printre aceste țări? Pe această listă este Bulgaria. Bulgaria, o țară care, știm foarte bine, are legăturile ei cu Rusia. Dar Bulgaria semnează. România nu semnează acest lucru. Asta nu înseamnă că celelalte țări care nu sunt pe această listă nu susțin. Eu știu foarte clar și chiar
președintele Zelenski a mulțumit președintelui Iohannis și României, asta vreau să zic, că România susține... Mulțumesc domnului președinte Iohannis. Nu, România susține perspectiva europeană a Ucrainei. Evident, până să ajungi membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, vor trebui parcurse chiar accelerat foarte multe proceduri. Dar de susținere, poate în acest moment, da, pentru Ucraina contează. Domnul Iohannis o să dea de îndată, ceea ce înseamnă până în 45 președintele României nu a semnat această scrisoare cu ceilalți cap de stat. Repet, și atunci domnul Zelenski, de ce a mulțumit? 8 state. Vine însă o declarație de la ministrul afacerilor externe, domnul Bogdan Aurescu, spune așa: noi, România, susținem perspectiva europeană și pentru Ucraina, și pentru Republica Moldova, și pentru Georgia. O aderare rapidă este foarte greu de realizat. Susținem prin vocea ministrului de externe, nu prin vocea președintelui, nu prin semnătura. Susține așa, așa, așa. A, păi nu. Înseamnă că condiționează practic și Georgia și Moldova să aibă același statut ca și Ucraina. Sigur că ar fi important să folosim acest moment pentru a oferi o perspectivă și Moldovei. A venit imagine indirect, a sosit un nou BAC cu 300 de refugiați. În acest moment se întâmplă aceste lucruri, aveți imagini indirect de la fața locului, avem corespondenți în toate punctele sensibile, de pe graniță, din Ucraina, ne vom întoarce și la Ucraina. Alexandra Ghețea, informații de ultimă oră, despre ce e vorba? Bun găsit, Mihai, bună seara tuturor, suntem la Isaccea, doar ce a venit, iată, un nou transport, bacul a sosit din nou aici, în punctul de trecere al frontierei, un bac pe care sunt aproximativ 300 de persoane, majoritatea dintre cei care erau pe bac au coborât deja și s-au așezat la această coadă pe care o vedeți în imagini. Sunt oameni care intră acum în cortul de triaj, unde se încălzesc, sunt serviți cu ceai cald, cu o mâncare caldă, pentru că oamenii de aici s-au organizat astfel încât celor care vin să nu le lipsească absolut nimic. Au prioritate și au avut prioritate întreaga zi, am observat, mamele și copiii. Ceilalți au intrat după aceea când le-a venit rândul. Au stat o oră, două sau cât au avut nevoie pentru a se încălzi. După aceea li se fac toate formele legale, astfel încât în cele din urmă să poată pleca spre o destinație finală pe care și-au ales-o. Fie că aleg să rămână la noi în țară, fie că aleg să plece mai departe în alte țări, majoritatea acolo unde mai au rude sau prieteni. Sunt, să știți, mii de oameni care au ajuns astăzi în acest punct de trecere al frontierei și au fost primiți ca la carte. Li s-au dat pături, am observat majoritatea dintre ei. Dar să știți că am stat de vorbă cu oameni care plecaseră de acasă doar cu poșeta sau doar cu un bagaj mic, astfel încât nici măcar copiii n-apucaseră să-și ia nici jucării sau ce aveau ei nevoie. Așa că li s-au dat de aici. Li se fac formele legale, vă spuneam, pentru că sunt și oameni care au ajuns aici și n-aveau actele la ei, n-aveau pașaportul, n-aveau cele necesare. E bine, li se fac forme legale și sunt câteva zeci dintre ei care numai astăzi au cerut o formă de protecție, au cerut azil și urmează ca autoritățile să se ocupe din plin de ei. Am văzut că au organizat autoritățile de aici, din județul Tulcea, mai multe locuri unde pot fi cazați acești oameni. Unii dintre ei stau chiar la hoteluri sau la pensiuni. Au venit și firmele care se ocupau de catering și le-au adus mâncare, astfel încât totul să fie ca la carte. M-au impresionat foarte mult copiii. Am văzut copii de 8 ani, poate 9 ani. Alexandra Ghețea, doamnelor și domnilor, avem un breaking news. Forțele armate ruse se află în apropierea celei mai importante centrale nucleare din Ucraina, a comunicat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, reiterându-și, citez, profunda preocupare în legătură cu aceasta. Suntem în a cincea zi de război, aceasta este o relatare preluată de Agerpres de la France Press. Pentru moment, cele 6 reactoare ale centralei sunt în siguranță, potrivit datelor primite în momentul de față de agențiile de presă. Trupele ruse operează în apropierea centralei, dar nu au preluat controlul acesteia deocamdată. Directorul general al agenției a avertizat încă o dată împotriva oricărei acțiuni care ar putea amenința securitatea siturilor nucleare din Ucraina.
O reuniune a Consiliului Guvernatorilor este prevăzută pentru miercuri la Viena, sediul agenției, pentru a discuta despre riscurile reale cu privire la această chestiune. Repet, știrea acestui moment, forțele ruse în apropiere de o importantă centrală nucleară sunt foarte aproape ca să preia această centrală nucleară. Puțin mai devreme, CNN titra explozii pe scară largă auzite în apropiere de Kiev. Urmărim ceea ce se întâmplă, desigur, în Kiev și sub acest aspect. Bun, în momentul acesta avem informația pe care, la care revin. 8 șefi de state și de guvern semnează o scrisoare prin care susțin ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană și să devină candidat. Statutul de țară candidat. Stat candidat. Știți că mai sunt încă 5 țări, cele din Balcanii de Vest plus Turcia, care au de mult statutul de țară candidat. Asta nu înseamnă automat că vor deveni membri ale Uniunii Europene. Turcia chiar de foarte mult. Imediat. Turcia chiar de foarte mult. Dar, uite, care și domnul Badea o întrebare, dar am și eu una, poate în favoarea domnului Iohannis. N-ar fi ocazia acum, dacă trebuie unanimitate, ca România să zică, bă, vă semnăm și noi cu Ucraina, dar semnați și voi Schengenul ăla, că l-avem de 11 ani și ne tot plecați. Bun, nu cred că putem condiționa Schengen. De ce să nu poți? De cum să nu poți? Bun, e o chestiune cu totul și cu totul diferită. Păi eu cred că trebuie să fim solidari. E o bătaie de joc, că trebuiau din 2011 să intrăm în Schengen. De acord că îndeplinim toate condițiile. Nu cred că putem condiționa. România va susține în mod clar. Evident că putem folosi acest moment și pentru a face lobby în favoarea Moldovei. S-au auzit sirenele în Kiev, doamnelor și domnilor, în acest moment. Aceasta este atmosfera la această oră în Kiev. Sirenele se aud. Au fost explozii în apropierea Kievului, pe scară largă mai devreme, iar temerea este că asaltul va fi dat și în această noapte. Imagini în direct de la Kiev. Oamenii stau în case sau stau în adăposturi. Avertizmentul a fost dat mai devreme de către primarul Kievului. Este o seară după o zi teribilă. Ați văzut imaginile. A fost o zi în care blocuri de locuințe, case ale unor civili, supermarketuri, infrastructură au fost bombardate cu furie. Ziua în care ar fi trebuit să se negocieze pacea a fost o mimare, în mod evident. În această zi au fost lansate rachete, au fost lansate obuze, Ucraina a fost sub un asediu efectiv, iar în seara aceasta temerea este, în mod evident, probabil pe informații, pe datele de pe radare pe care armata ucraineană le are, temerea este că vor fi loviți din nou, dorința fiind, de fapt, una dintre cele mai importante dorințe ale Kremlinului ar fi aceea ca această capitală, Kievul, să cadă. Ar putea să reziste în continuare eroic, așa cum a făcut-o și până acum, este greu de spus. Vom intra în legătură directă în câteva minute cu o înaltă personalitate bisericească a Bisericii Ortodoxe din Ucraina, pentru a vedea care este mesajul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Mi se pare și acest aspect important. Însă, mai avem o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Din păcate, un israelian a fost împușcat. A fost împușcat în Ucraina în timp ce conducea un vehicul, atenție, într-un convoi care se îndrepta spre granița cu Republica Moldova. A anunțat ministrul de externe al Israelului, fără a preciza cine l-a împușcat pe bărbat, relatează Reuters. Israelul a trimis reprezentanți la punctele de trecere a frontierei cu Polonia, Ungaria și România pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor și a evreilor. Aproximativ 4.300 cetățeni israelieni au părăsit Ucraina, dar mai au rămas câteva mii. Aproximativ 180 de